Scandalul de la Roman din centrul de primiri urgențe în cazul octogenarului purtător de sondă urinară filmat în timp ce gemea la ușa secției de urgențe a atras atenția și Federației Sindicatelor Medicilor, care înțelege să revină asupra nevoii de reformarea sistemului medical de urgențe din România. Conducerea Camerei Federative a Medicilor susține că s-a ajuns într-o situație de blocaj a activității de urgență din România din cauza transformării unităților și centrelor de primiri urgențe în triaje, în care sunt consultați toți pacienții ce se adresează spitalului, ocolind centrele de permanență consumatoare de fonduri, dar ineficiente. Da, din păcate s-a ajuns sau se ajunge destul de frecvent într-o situație de blocaj, deoarece cetățenii preferă să vină la urgență în loc să meargă la medicul de familie sau să se înscrie la un medic de familie sau să apeleze la un ambulator de specialitate. Și atunci centrele de urgență sunt transformate practic într-un ambulator, lumea este clară peste grămadă, nu mai au colegii vreme de cazurile cu adevărat de urgentă, sunt nevoiți să vadă foarte multe cazuri sociale și pentru a debloca această situație este nevoie de o conlucrare atât a Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare, cât și a Colegiului Medicilor, care ar trebui să stabilească niște coduri clare de urgentă, pentru că nu orice este urgentă și unii lucruri pot fi amânate sau pot fi întârziate. Ori la ora actuală ne-au semnalat și colegii că lucrează până pic jos, adică 24 din 24 zi lumină, ei fac analize, ei consultă, ca oricare medic, în condițiile în care menirea lor este să asigure urgențele și în special urgențele majore. Pentru asta au fost înființate, cum bine ați spus, și centre de permanență, și ambulatorii de specialitate, și se poate apela și direct la spital, numai că oamenii preferă să meargă direct la urgență, deoarece acolo și la 4 dimineața îți face medicul și analizele și radiografiile și ai scăpat de o grijă. Nu este o situație normală. Sindicatele medicilor cer Ministerului Sănătății și Secretarului de Stat Raed Arafat măsuri concrete de reformare a sistemului medical de urgență din România pentru rezolvarea blocajului în care s-a ajuns în unitățile și centrele de primire urgențe. Nu este o situație normală să lăsăm pe umerii celor de la urgență toată această cazuistică. Bine că semnalați dumneavoastră acest lucru, fiindcă și noi am semnalat acest lucru, mai că atunci când o spun sindicatele, lucrul este văzut ca un fel de strigăci, ca o dorință de a face gălăgie, dar adevărul este că efectiv urgențele nu își mai pot face datorie și trebuie urgent făcut ceva. Nu orice caz este urgență, nu orice caz social trebuie să ajungă la UPU, înseamnă unitatea de primire a urgențelor. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru și cele de permanență care aveau menirea într-adevăr să rezolve lucrurile astea, se pare că nu le-au rezolvat. Deci încercăm să rezolvăm o problemă, intrăm în alta. E nevoie de în primul rând, de a accepta că asta este realitatea, că suntem într-un blocaj, fiindcă nu întotdeauna este percepută problema ca atare, și pasul următor este să găsim urgent o soluție de a debloca urgent, pentru că nu mai poți să-ți faci meserie acolo. Trebuie să te ocupi de cazuri sociale, trebuie să te ocupi de cazuri care nu sunt urgente, dar pentru asta este foarte bine că dumneavoastră presa semnalată, o să semnalăm și noi la minister și o să propunem începerea unor demersuri și legale, inclusiv unor codificări, lucruri care trebuie să-l facă colegiul medicilor, pentru ca codul de urgență să fie urgență, ce nu este urgență, să-și urmeze drumul prestabilit, adică medic de familie, ambulator, spital sau centru de permanență sau centru social. La noi toate astea se spargă în capul colegilor de urgență. Președintele Camerei Federative a Medicilor susține că trebuie rezolvate problemele de blocaj în sistem care țin de ordin financiar și din cauza căruia pacienții ocolesc centrele de permanență și ambulatoriile de specialitate, în primul rând din rațiuni care țin de faptul că este singurul loc în care pacienții beneficiază de investigații complete și de analize gratuite, în condițiile în care sunt asigurați medical. Arată foarte bine, numai că cetățenii, de exemplu, eu vă dau un exemplu foarte simplu, fiindcă și eu sunt și medic, dar sunt și pacient și am și mamă și copii și așa mai departe. Vine o policlinică și se spune în luna ianuarie că sunt fonduri pentru analize pe luna aprilie. Ori tu ești bolnav în luna ianuarie, degeaba vine în aprilie să-mi iei niște analize când eu tușesc și am o bronșită sau o hepatită în luna ianuarie. Și atunci omul, văzând acest lucru, preferă să meargă acolo unde îi se rezolvă problemele.
problemele, îi pot să înțelege și pe acești oameni. Nu este o situație normală. Asta e realitatea. Dacă mergeți acum la policlinică să vă facă analize, o să vă spună, vă rog să veniți, sunteți asigurați, să ne înțelegem, deci cu taxele plătite la zi. O să fiți invitat să vă programați pe luna aprilie. Ori dumneavoastră, cum aveți nevoie de lucrurile astea? Și atunci oamenii preferă să meargă la urgență, unde fondurile sunt pentru urgență și unde nu pot fi refuzate. Asta este încă o problemă care trebuie rezolvată, pentru că oamenii cu asigurările plătite nu pot să-și rezolve problemele acolo unde ar trebui să fie rezolvate, pentru că nu sunt fonduri. Medicii urgentiști consideră că deja vorbim de o utopie care ține nu doar de resurse umane, ci mai ales de cele financiare, dar și de necesitatea educării populației referitoare la modul de accesare a numărului unic de urgențe 112. Vorbim despre ceva utopic deja pentru noi, pentru România, pentru că în primul rând ar trebui să ne educăm noi pe noi. Să nu mai punem imediat mâna pe telefon când în Roman avem 5 ambulanțe de toate și să sunăm la 112 pentru orice problemă, pentru că ne este mai ușor, pentru că e gratuit, pentru că vine eventual vine repede dacă au o mașină disponibilă, ci să sunăm la 112 doar când avem o urgență adevărată și viața ne este pusă în pericol. Nici nu știu dacă are rost chiar să discutăm despre utopii de genul acesta, în care la urgență se vine doar pentru o urgență, în care noi stăm numai cu laringoscopul în mână și intubăm și resuscităm și facem numai chestii de urgență. Noi înțelegem că la acest nivel oamenii sunt, sau la noi în țară, oamenii sunt prea săraci, prea neinstruiți ca să avem un asemenea serviciu de urgență. Înțelegem că fiecare are nevoie să se adreseze unui doctor, doar că nu înțelegem această punere la zid atunci când se prezintă un adevăr distorsionat. Medicii care lucrează la urgență apreciază că s-a ajuns în situația în care în aceste secții se face deja medicină socială. În țara noastră, urgența a devenit o medicină socială. Și atunci, cu toții, ne asumăm că se aglomerează serviciul de urgență, că trebuie să așteptăm acolo, că se intră în ordinea priorității urgențelor și noi stabilim această ordine a priorității urgențelor funcție de factorii care pun sau nu în pericol viața unui om. De aceea nu cei care sunt mai vocali și mai țipă mai tare trebuie să intre primii, da? Ci cei care au o problemă într-adevăr gravă sau niște acuze subiective pe care noi le considerăm că îi pun viața în pericol. Eu cred că aici este ceea ce îi doare pe populație. Ce se întâmplă în momentul în care un pacient el a venit, el știe că are un cod, el are un cod albastru, să zicem trebuie să aștepte o oră, sau un cod verde, trebuie să aștepte jumătate de oră, da? Tot acest timp de așteptare a codurilor, la un moment dat, datorită urgențelor care vin, se pot prelungi. Asta este problema care nu o înțeleg cetățenii. În momentul în care el a venit cu o problemă, el știe, eu pentru asta trebuie să aștept atât. De ce trebuie să aștept mai mult? Pentru că au venit alte urgențe cu prioritate mai mare. Asta, în general, nu înțeleg pacienții. Și aici, de aici apar discuțiile, de aici apar frustrările, nervii și amădă. Aici apar probleme. Medicii susțin că se impune ca și în România să se reglementeze legislativ ca în străinătate situațiile în care pot fi pedepsite cazurile de abuz al apelului la numărul unic 112.